Alegeți bine dascălii sau învățătorii. Din păcate trăim o vreme în care caracterul este rupt de slujba pe care o facem și poți fi putregai în oase într-un fel, ca și om, ca și caracter, dar dacă ți-ai învățat lecțiile și știi să-ți predai cursurile sau să ții bine de scaunul pe care ai ajuns în Parlament, nu contează exact cum trăiești, de câte lucruri ești acuzat sau vinovat. Și, din păcate, Scriptura ne învață că noi nu putem rupe una de alta. Cu alte cuvinte, noi suntem un întreg și mai devreme cei înăuntrul nostru va colora tot ce este în afara noastră. De aceea alegeți bine dascălii sau învățătorii. Ca să ne bucurăm de lucrarea Domnului Iisus Hristos, am văzut în duminica trecută că trebuie să alegem între două învățături. Învățătura lui Hristos și orice altceva pe care cu generozitate lumea zilelor noastre ne oferă. O mulțime de voci, o mulțime de chemări, o mulțime de învățături, o mulțime de evanghelii. Probabil, problema este că nu totdeauna este ușor să alegi între una și alta. O galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi? Cine a rostit asupra voastră farmece? Ar suna textul altfel tradus, ca să nu mai umblați pe urmele celui care a fost zugrăvit înaintea voastră, care a stignit în urma Domnului Iisus Hristos, care a plătit pentru toate păcatele voastre. Duhul spune lămurit, scrie Pavel lui Timotei, că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să urmeze sau să asculte duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor. Cu alte cuvinte, în vremurile din urmă, lucrurile acestea se vor înmulți ca să estompeze, să nece adevărul, să nece Evanghelia curată, chemarea Domnului Iisus Hristos. Iar Colosenilor, Pavel scrie, dacă ați murit față de învățăturile începătoarele lumii, cum de mai trăiți iarăși după astfel de învățături? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor, da, sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești și ascultați ce spune textul, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune și tocmai această înfățișare este înșelătoare și de aceea plecăm urechea și pornim pe urmele unor astfel de învățături. Au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare și o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Cu alte cuvinte, când pornești în direcția asta, firea pământească întotdeauna îți va râde în nas și te va călca în picioare. Ce trebuie să știm de fapt? Trebuie să știm că orice învățătură are în spatele ei un învățător. Cele două sunt legate la oaltă. Orice învățătură are în spatele ei un învățător. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă oamenii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Și observați, versetul 2 spune, abătuți de fățărnicia unor oameni, cu alte cuvinte, învățăturile astea au în spatele lor agenții morali ai lor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Atunci când nu ești sigur de învățătura pe care o primești sau o auzi, uită-te mai atent la învățător. Uită-te mai atent la învățător. De aceea, dacă vrei să te bucuri de lucrarea Domnului Iisus Hristos, alegeți bine învățătorii. Galatenii, cartea în care ne aflăm, s-au pomenit între doi învățători care propovăduiau două învățături. Și au trebuit să aleagă nu doar între învățături, ci probabil că în confuzia lor, Pavel îi invită să-și întoarcă ochii pentru o clipă de pe învățătură, pe învățător și să se uite bine pe cine urmează, pe urmele cărui învățător vor călca. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci eu sunt ca voi. Observați, Pavel îi cheamă pe urmele lui. Vă rog să fiți ca mine, căci eu sunt ca voi. Nu v-am făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia oară. Și n-ați arătat nici dispreț, nici disgust față de ce era o ispită în trupul meu pentru voi. V-ați primit
ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Întreabă Pavel. Unde este fericirea voastră? Vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut eu oare vrășmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun, sunt plin de râvnă ei față de voi. Și acum el le întoarce privirea spre ceilalți învățători. Nu cu gând bun sunt ei plin de râvnă față de voi, ci vor să despartă de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă întotdeauna, dar numai pentru bine sau față de bine, nu numai când sunt eu de față. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Acesta este versetul pe care copiii îl vor memora astăzi la școala duminecară, la serviciul 2 și am rămâne în urmă dacă n-am sau n-ați repeta după mine sau după Pavel aceleași cuvinte, versetul 19 din capitolul 4. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Spuneți cu mine. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Parcă vorbește o doică, o mamă, un tată. Parcă vorbește cineva care ar da orice să nu-și piardă copilul, să-l vadă mântuit, să-l vadă în brațele Domnului Iisus Hristos. Copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Spuneam că galatenii s-au pomenit între două învățături și între cei care le transmit, dar nu doar ei sunt în pericolul acesta, ci suntem și noi astăzi. Și noi astăzi. Ascultați-l pe bătrânul Ioan, scriind probabil de pe insula Patmos, o avertizare pentru bisericile pe care le păstorise altădată. Copilașilor, este ceasul de pe urmă și după cum ați auzit, are să vină Anticrist. Și acum au ieșit mulți anticriști, de aceea știm că este ceasul cel de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre noi. Căci dacă ar fi fost dintre noi, n-ar fi ieșit dintre noi, spune apostolul. Ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt din mijlocul nostru. Cu alte cuvinte, cele mai perfide învățături și învățători sunt cei care trăiesc printre noi și care la un moment dat, ascultând alte voci și alte evanghelii, încep să o ia într-o altă direcție, devin neliniștiți în mijlocul nostru și se pomenesc umblând pe alte cărări. Dragii mei, Scriptura spune, nu toți sunt dintre noi. Cel care este legat de Domnul Iisus Hristos va rămâne credincios până la capăt adevărurilor Domnului Iisus Hristos. Nu uitați, orice învățătură are în spatele ei și un învățător. Și atunci când ești nesigur de învățătură, sună bine, are o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare, o asprime voită față de trup, da? Are o înfățișare de înțelepciune. Uită-te atent la învățător. Uită-te la învățător. Ascultați-l pe Pavel scriind sau pe Domnul Iisus Hristos vorbind în predica de pe munte. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Acum, e foarte ușor să vezi haina, nu-i așa? Este primul lucru care izbește ochiul. Și de aceea eu pot părea pentru dumneavoastră un om de treabă, nu-i așa? Care dintre voi ați îndrăzni să spuneți că nu sunt om de treabă? Sunt de 70 de ani aici între dumneavoastră. Vorbiți cu soția mea și copiii mei. Ei au trăit cu mine. Ei au văzut toate fețele mele și căderile mele și ridicările mele. Aici este ușor să pui masca, să îmbraci o haină de oaie. Întrebarea este cum arată adâncurile noastre. Pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Dar știți care este problema? Un om e suficient să-ți vorbească și prinzi ideile și învățătura. Dar trebuie să trăiești cu el ca să-i vezi viața. Și de aceea astăzi trăim vremuri extrem de lunecoase. Pentru că pe internet aveți tot felul de învățături. Pe ecran sunt frumos îmbrăcați, fardați sau fardate și aranjați și învățăturile îți iau urechile și inima. Dar habar n-ai cine este dincolo de ecran. Nu știi cine este el.
nu știi cine e dincolo de ecran. Iar dacă nici n-ai standardele și nu cunoști Scriptura, să cântărești toate cuvintele, nu scrie Biblia că veți face lucruri mai mari decât am făcut eu? A? Așa scrie, e adevărat. Și e suficient să-ți deschidă cineva Scriptura și să te arunce pe linia asta și nu mai știi încotro să o iei. Da? Nu mai știi încotro să o iei. Și dacă stai cu cineva de vorbă și poate că îți limpezești și îți luminezi un pic mintea și cărările. Dragii mei, când nu ești foarte clar cu privire la învățătura pe care urmezi, uite-te la învățător, la cel care o propagă. Nu te opri la haină, ci stai și vezi ce-i puțin mai adânc, ce-i înăuntru. Îi veți cunoaște după roadele lor, continuă Domnul Iisus. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune și orice pom rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Și când după un astfel de pom ai pornit, în foc ajungi, nu? În foc ajungi. Orice pom care nu face roade bune este tăiat, aruncat în foc. Așadar, după roade îi veți cunoaște, după lăuntrul lor, nu după haina pe care o poartă, după lăuntrul lor, nu după felul în care vorbesc, ci după cine sunt cei care vorbesc. Dacă citiți epistola către Galateni și urmăriți doar pe învățătorii mincinoși de-a lungul cărții, veți vedea o mulțime de lucruri pe care le aduceau în biserică. Și astea sunt roadele pe care ei le aduceau în biserică. În primul rând, aduceau tulburare și voiau să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne. Cu alte cuvinte, nu sunt mulțumiți cu ceva și trebuie dat deoparte să punem altceva în locul lui. Voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar oamenii aceștia lucrează sub influența lumilor spirituale negative. Mă mir, fraților, că v-ați lăsat fermecați așa de ușor și v-ați luat ochii de pe Hristos cel răstignit și v-ați pornit după zile, luni, vremi și ani și alte lucruri. Și Pavel nu se sfiește să spune că sunt duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor și este o forță spirituală care lucrează prin ele. Dar în felul acesta ești deturnat de la adevăr. Voi alergați bine, le scrie Pavel. Cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? Dar mai mult, dacă te uiți atent, astfel de oameni își urmăresc propriile lor interese. Cu alte cuvinte, cu cât mai mulți adepți, cu atât mai liniștit sunt în învățătura mea. E greu să fii singur într-o comunitate, nu-i așa? Să mergi împotriva curentului. Și de aceea trebuie să-ți faci un partid, ca și în Corint, de pildă. Dar când te uiți atent la ei, spune Pavel, nici ei care vă cer să vă tăiați împrejur nu păzesc legea. Deci sunt niște fățarnici, sunt oameni cu două fețe. Observați roadele învățătorilor mincinoși din Galatia. Ascultați cum arată unul care nu ține de ei și care ar trebui să fie urmat. Iacov, în capitolul 3, versetul 17, spune, înțelepciunea care vine de sus, deci cel care este însuflețit de Duhul lui Dumnezeu, de înțelepciunea lui Dumnezeu, înțelepciunea care vine de sus e întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. L-ați văzut vreodată pe Dumnezeu sărind pe voi și obligându-vă să faceți ceva și strigând și... Nu, dragii mei, Dumnezeu îți oferă adevărul și te lasă să alegi. Te lasă să alegi. Și Dumnezeu face puțin mai mult decât atâta. Îți spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și ca să-L putem gusta, a coborât între noi, a umblat printre noi, plin de har și de adevăr. Și, dragii mei, multe lucruri poate nu le înțelegem la prima vedere sau auzire din gura Lui, ca și ucenicii de altă dată. Cine poate suferi lucrurile acestea? Uite atent la El și vezi dacă se merită să-L urmezi. Se merită să-L declar Domn și Dumnezeul tău ca Toma. Roada neprihănirii este semănată în pace, nu în tulburare. În pace pentru cei ce fac pacea, conchide în versetul 18 Iacov.
Iar filipenilor din închisoare, cu toată durerea, Pavel scrie: urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci după cum v-am spus, vă spun iarăși plângând, sunt mulți care se poartă ca niște vrășmași ai crucii lui Hristos. Mulți care se poartă ca niște vrășmași ai crucii lui Hristos. Stăpânul lor este Dumnezeul lor, este pântecele lor. Sfârșitul lor este pierzarea. Slava lor este rușinea lor. Da? Și pe urmă textul spune, dacă îi urmesc pe ei, ajung unde ajung ei. Dar cetățenia noastră, pentru că ei se frământă cu lucrurile pământești, cetățenia noastră, nu uitați, este în ceruri, de unde așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va transforma asemenea trupului slavei Lui prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile. Și pentru că Pavel a pornit pe urmele Lui Hristos, el cere tuturor bisericilor: călcați pe urmele mele. Călcați pe urmele mele. De-a lungul întregii lui lucrări, învățătura lui a fost disputată și discutată de toți iudaizatorii care veneau pe urmele lui să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Și de aceea Pavel întotdeauna în fața bisericilor nu vine doar cu ecranul și învățătura, ci vine cu propria lui trăire și viață. Și el îndrăznește să cheme bisericile pe urmele lui, nu pe urmele învățăturii lui, pentru că el știe că el calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Textul acesta a fost adresat filipenilor și aș pune câteva întrebări. De ce l-ar urma filipenii pe Pavel? Da? Acum mă uit la învățător, nu la învățătura lui. De ce l-ar alege pe Pavel și implicit cu el și învățătura lui? În primul rând, Pavel le spune și citiți epistola către filipeni, este epistola iubirii, a bucuriei, a unui om care este pur și simplu cu o dragoste nespus de mare pentru filipeni. Versetul 8 din capitolul 1, căci martorul este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos Iisus. O dragoste se simte, nu trebuie vorbită, da? Nu trebuie vorbită. Vă iubesc cu o dragoste nespusă în Hristos Iisus. V-aș întreba, de ce l-ar urma tesalonicenii pe Pavel? E o altă biserică. Ar trebui să citesc un capitol întreg, dar spicuiesc doar câteva versete din capitolul 2, din prima lui epistolă. N-am căutat slava de la oameni, nici de la voi, nici de la alții. Deși, ca apostol, am fi avut dreptul să cerem cinste, nu-i așa? Apostola lui Iisus Hristos. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doigă, care își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră pentru voi, am fost gata să vă dăm nu numai Evanghelia, ci însăși viața noastră. Parcă vedeți pe Domnul Iisus Hristos în Pavel, nu-i așa? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește în mine. Am fost gata să vă dăm nu numai viața, nu numai Evanghelia, ci și viața noastră. Atât de scumpi ne ajunseserăți, spune Pavel tesalonicenilor. Am fost ca un tată care vă sfătuiam, vă adevăream, scrie el acestei biserici abia formate. Deci ar urma corintenii pe apostolul Pavel și nu învățătorii nespuși și apostolii nespuși de suspuși care băteau la ușile lor. El le scrie în capitolul 4, versetul 15, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos Iisus, totuși n-aveți mai mulți părinți. Eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos, le va scrie în capitolul 11. De ce ar urma Timotei pe Pavel? Ascultați ce scrie în capitolul 3 din 2 Timotei, versetul 10 la 12. Tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, răbdarea mea, dragostea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra. Știi ce suferinți am suferit, am purtat, dar Domnul m-a izbăvit din toate.
De altă parte, toți cei ce voie să trăiască în neprihănire vor fi prigoniți conchii de Pavel, scriindu-i lui Timotei. Dar aș putea trece prin multe alte epistole ale lui. Întotdeauna un astfel de Pavel veți găsi în ea. Dar aș întreba, pentru că suntem în Galateni, de ce l-ar urma galatenii pe Pavel și nu ceilalți învățători care băteau la ușile lor? Sunt câteva principii pe care le-am găsit în epistolă și le-aș aduce înaintea noastră. În primul rând, pentru că Hristos însuși era în Pavel și trăia prin Pavel. Și un astfel de om se merită urmat. Nu-i așa? Pavel însuși spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Dar știți versetul, îl puteți repeta împreună cu mine. O iau de la capăt, l-ați memorat copiii dumneavoastră. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Pe sine însuși pentru mine. Sau ascultați versetul 14 din capitolul 6 pe care îl vom memora probabil mai târziu. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Deci în Pavel trăia Hristos și prin Pavel lucra Hristos, se arăta Hristos. Se merită să urmezi pe unul care urmându-l, îl urmezi de fapt pe Domnul Iisus Hristos. Un alt principiu pe care l-am găsit în text este că pentru Pavel erau importante nu ideile lui. El nu se propovăduia pe sine și teologia lui și ideile lui ca să țină cu dinții de ce era lui, ci el propovăduia o evanghelie primită direct de la Domnul Iisus Hristos. Și versetul acesta trebuie să-l știți. Capitolul 1, versetele 11 și 12. Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, nu este inventată aici pe pământ, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. E mare lucru să primești o învățătură care nu e a ta, ci este a celui pe care îl porți în tine, cu care te-ai întâlnit pe drumul Damascului, pe care l-ai declarat Domn și Dumnezeul tău, în fața căruia ai spus ce vrei să fac. Și de acum încolo ești robul lui Hristos. În al treilea rând, pentru Pavel, nu propriile lui interese erau importante și nu pentru asta lupta, ci el lupta pentru interesele lui Hristos, a stăpânului său. Era trimis și era robul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar chiar dacă noi înșine, spune el, observați, și el se include, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovedească o evanghelie deosebită pe care v-am propovedit-o noi, să fie anatema. Caut eu în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Observați, el ducea și propovăduia și lupta pentru interesele lui Hristos. În al patrulea rând, tot ce făcea el pentru galateni, pentru saloniceni, pentru corinteni, pentru filipeni, pentru efeseni, și aș putea să iau toate epistolele la rând, le făcea din dragoste pentru ei și pentru apărarea intereselor lor. De dragul lor se lupta cu lupii răpitori din jurul lui. Dovada este însăși epistola către galateni. Observați un Pavel care este atât de supărat pentru ce se întâmplă în bisericile Galatiei, încât nici măcar n-apucă să mulțumească pentru ei și începe direct. Mă mir că treciți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Dar în capitolul 2 spune, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim și am luat cu mine și pe Barnaba și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar, nici chiar Tit, măcar că era grec, n-a fost silit să fie tăiat împrejur, observați, n-a fost silit, imaginați-vă, tensiunea și presiunea care era asupra lui. De ce Pavel n-a făcut un gest care era tot una pentru el? Tăia împrejur, ne va spune lui același lucru. Să fie pace între noi. Nu, nu.
el spune, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, noi nu ne-am supus, nici nu ne-am potrivit lor, nici o clipă măcar. Nu pentru ca să ieșim noi cei din tâi, ci pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Observați, el nu-și apăra nici numele, nici faima, nici interesele, ci apăra interesele celor pe care îi sluja, la care a fost trimis de Hristos Iisus. Dar când a venit Chifa din Antiohia, măcar în situația asta, Pavele, vorbește cu el în particular. De ce trebuie să faci scandal în public? Dragii mei, dacă Pavel ar fi fost un egoist care să-și dovedească el supremația asupra apostolilor de la Ierusalim, ar fi de condamnat în situația asta. Dar când l-a văzut pe Petru și pe ceilalți că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, l-a confruntat în față. Dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, de ce silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? De ce silești pe neamuri? Observați, el nu se bate pentru sine, ci se bate pentru creștinii aceștia abia născuți în Hristos Iisus, ca adevărul Evangheliei să rămână cu ei. Dar Pavel, dragii mei, a știut să se adapteze la situația în care ajungea. Și adaptându-se, s-a ferit să pună poveri inutile pe spatele credincioșilor. Noi nu ne liniștim până când nu facem din cei cu care vorbim baptiști. Să se boteze ca noi, să cânte ca noi, să îmbrace ca noi, să mănânce ca noi și atunci suntem liniștiți. Ori Pavel, deși era iudeu, el când ajungea între ei, știind esența Evangheliei, a lăsat lucrurile la esența Evangheliei, l-a propovăduit pe Hristos Iisus și pe el răstignit. Atâta Evanghelia, a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi. Restul dovezi, și îngroparea și învierea. Și a știut să păstreze lucrurile în esența lor pentru ei, să nu îi împovoreze cu lucruri inutile. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci eu sunt ca voi. Oare ce vrea să spună? Și eu sunt ca voi. Da, și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio de dreptate. Dar poate că e puțin mai clar în 1 Corinteni, capitolul 9. Căci măcar că sunt slobod sau liber față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudei? M-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege, m-am făcut ca și cum aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fără lege, măcar că nu sunt fără lege, sunt sub legea lui Hristos, spune Pavel, ca să câștig pe cei fără lege. Fac totul pentru Evanghelie, ca să câștig pe cei mai mulți. Dragii mei, poate că citind astfel de texte, spunem, Pavel n-are coloană vertebrală. Nu știe cine este, nu știe ce propovăduiește. Nu, dragii mei, Pavel știe să diferențieze între esență și formă. Între lucruri inutile, care sunt de niciun preț împotriva gândilerii firii pământești și lucruri absolut esențiale, pentru care este gata să lupte și să moară. Din păcate, suntem formatați de contextele în care trăim și confundăm funcția cu forma. Și confundând funcția cu forma, tragem pe oameni în forme și nu ne prea interesează, sau nu știm să evaluăm și să cântărim funcția. Fac totul pentru Evanghelie, ca să câștig pentru cei mai mulți. Nu la ceata mea, ci la Hristos. De ce să-L urmeze galatenii pe Pavel? Pentru că de dragul mântuirii lor a fost gata să renunțe la propriile lui drepturi și nevoi. De cele mai multe ori, nevoile noastre sunt pe primul plan. Observați care au fost primele salarii votate în Parlamentul României? Ale celor amărâți din țară și a pensionarilor. Pentru ei s-au bătut dragii de ei, 400 de oameni. Pentru ei plâng și nu dorm noaptea. Nu, dragii mei. Observați, asta este lumea în care trăim, pentru că Hristos nu e între noi. Avem doar o formă de evlavie. Ne numim o țară creștină. Toți sunt la parastase și la mormântări și la biserici. Toți mai mari noștri n-au nimic cu Hristos. Pavel a știut să renunțe la propriile lui drepturi și nevoi de dragul altora. Dați-mi voie să citesc textul în continuare, versetul 13. Din potrivă,
Dimpotrivă, spune în versetul 13, știți că neputința trupului meu v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Pavel, nu se cuvenea să mergi la un resort? Și erau și în vremea respectivă apele calde de la Laodiceea, putea să stea și el în baie sau să meargă la munte. El avea probleme, dar neputința trupului meu v-am vestit Evanghelia pentru prima dată și măcar că eram așa, ispitele din trupul meu n-au fost nici descus, nici dispreț pentru voi. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Vă mărturisesc că v-ați fi scos până și ochii. Nu știm care erau problemele lui Pavel. Dar dacă este Galatia de Sud, fusese împroșcat cu pietre, dragii mei. Și după ce s-a ridicat de acolo aproape mort, l-a lăsat mort în afara cetății, imaginați-vă cum arăta Pavel când s-a întors să încurajeze bisericile să meargă mai departe. V-ați fi scos până și ochii ca să mi-i dați, dacă ai fost cu putință. Dacă ai fost cu putință. De ce să-l urmeze galatenii pe Pavel? Pentru că a avut curajul să le spună adevărul, chiar dacă adevărul doare. Dragii mei, n-are rost să... Când e situație de viață și de moarte, n-are rost să ascunzi lucrurile. Adevărul trebuie spus. Da, trebuie spus în dragoste. Dar adevărul întotdeauna doare. M-am arătat sau m-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi? Toată cartea este plină de durerea lui Pavel pentru ei, de faptul că nu menajează într-un fel, nu spune la alb-negru, ci are curajul să spună adevărul. Pentru că Pavel n-a dorit niciodată să-i lege pe oameni de el însuși, ci întotdeauna a dorit să-i lege de Hristos. Învățătorii mincinoși se bucură câtă vreme gravitez în jurul lor. Învățătorul care este trimis de Hristos întotdeauna te va împinge în brațele Domnului Iisus Hristos. Nu cu gând bun sunt ei plini de râvnă pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă pentru ei. Să fiți plini de râvnă pentru ei. Este bine să fii plini de râvnă întotdeauna pentru bine, nu numai că sunt eu la voi. De ce să-L urmeze galatenii pe Hristos? Pentru că de dragul mântuirii lor era gata să ia totul de la capăt. Dragii mei, nu știu cum sunteți voi, dar mie uneori îmi vine să trântesc lucrurile de pământ. Și când mă uit la Pavel, mă rușinez. Pentru că indiferent prin câte a trecut, a fost totdeauna gata să ia lucrurile de la capăt, de dragul mântuirii lor și de dragul Hristosului care l-a trimis. Copilașii mei, cum sună textul? Copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Care mamă ar mai trece încă o dată, în mod inutil, pentru că odată trecut prin durerile nașterii, când știi ce înseamnă aia? Pavel spune, pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Nu uitați, orice învățătură are în spatele ei un învățător. Atunci când nu ești sigur de învățătura pe care o primești, și asta este lumea în care trăim, pentru că n-ai un învățător în față, ai o sticlă în față. N-ai o comunitate în jurul tău, ci o comunitate virtuală. Da, poți mânca popcorn și bea cafea, că e frumos. Sunt alții care ascultă predica probabil în dimineața asta undeva, pe glob, în felul acesta. Și zici, am primit informația. Vă spun un lucru interesant. Mulți din țară ne urmăresc și de peste tot din lume. Și uneori găsești câte un om care zice, mă duc în Cluj, ce biserică? Ah, aleg Irisul. Pentru că și-au făcut o imagine despre Iris. Și au impresia că Irisul este ecranul și cuvintele mele care le vorbesc sau celor care le vorbesc de aici la ecran. Și vin între noi și pleacă cu un gust extrem de amar. Eram la Focșani și din Brăila a venit un... Nu l-am văzut în viața mea. Terminase teologia la Oradia, Marius Cruceriu fusese profesor și a venit la mine și zice, nu vă supărați pe mine că vă spun ceva. Am venit într-o duminică după masă, când era Marius Cruceriu, eram în drum spre casă și am auzit că vorbește la Iris și am vrut să-l ascult, a fost profesorul meu. M-am așezat în bancă, nimeni
Nu mi-a zis nici bună ziua. Nimeni. Cum am venit, așa am plecat. Biserica, dragii mei, nu e un ecran și o informație. Biserica sunt oamenii. Biserica sunt oamenii. Cu alte cuvinte, noi eu reprezint biserica. Noi, fiecare dintre noi. Și de aceea, într-un fel, așa cum în spatele unei învățături trebuie să fie un învățător, în spatele unei biserici de pe ecran, și din păcate, marea majoritate astfel de biserici frecventează, trebuie să existe oameni, căldură, dragoste, o mână întinsă, un bună dimineața, pace, bine ați venit, da, un bine ați venit. Urmați-mă pe mine, scrie Pavel, tuturor bisericilor care au fost înființate de către el. Dar ce să fac eu cu textul acesta? Pavel a trăit acum 2000 de ani. Am văzut de ce l-ar urma cei de atunci pe Pavel. Întrebarea mea este, când mă întorc spre mine, doresc și eu să fiu urmat? Păi, în primul rând, sunt soț. M-aș bucura, cel puțin soția mea, să vină cu mine, nu-i așa? Nora e aici cu mine. Apoi sunt tată. M-aș bucura ca copiii mei să mă urmeze, nu-i așa? Dar sunt și bunic. M-aș bucura ca nepoții mei să mă cinstească și să dorească să devină ceea ce sunt și eu și ce văd în viața mea. Dar sunt slujitor în biserică și m-aș urma ca voi toți să plecați urechea, să nu scuipați după învățăturile pe care le au din picioare vieții pe care o trăiesc, nu? Sau sunt șef la servici, sau sunt profesor la... și am o mulțime de elevi care ascultă cuvintele mele. Dar întrebarea mea este, cât își îndrăzni să-i aduc mai aproape de mine să-mi vadă viața mea? Da? Să-mi vadă viața mea. Și aceea întreb. Și de data asta întrebarea este în dreptul meu și în dreptul tău. De ce m-ar urma cei din casa mea sau cei din jurul meu? De ce m-ar urma cei din casa mea sau cei din jurul meu? Discutam cu cineva zile trecute și zicea, știți de ce tinerii pleacă din biserică? Au ales multe răspunsuri, probabil, dar zicea zile trecute, din pricina vieții duble pe care o trăim, una spunem, alta facem. Mă văd ca părinte, mă văd ca pastor, ca predicator, ca lucrător, ca profesor, ca dascăl, una spun, alta fac. Și se obișnuiesc cu lucrul acesta, dar adânc în ei, ei știu că în biserică n-ar trebui să fie așa. N-ar trebui să fie așa. În biserică, daul tău să fie da, nuul tău să fie nu. De ce m-ar urma cei din casa mea sau cei din jurul meu? Iată cum ar răspunde Pavel în locul meu. Pentru că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De ce m-ar urma cei din casa mea? Pentru că nu propovăduiesc ideile mele, nu mă mulțumesc cu Ios, tată, și așa ai de făcut. Ci ideile lui Hristos și adevărurile lui. Pentru că știu să-i aduc la Scriptură, singura mea autoritate. Nu-i locul meu, funcția mea sau decibelii mei, ci este cuvântul lui Dumnezeu. De ce m-ar urma cei din casa mea sau cei din jurul meu? Pentru că lupt pentru interesele lui Hristos, nu pentru propriile mele interese. Pentru că din dragoste pentru ei fac totul și apăr cu tot ce pot interesele lor. Pentru că mă identific cu situația lor și mă feresc să pun pe spinarea, pe grumazul lor, poveri inutile. Poveri inutile. Pentru că de dragul mântuirii lor sunt gata să renunț la drepturile și nevoile mele ca să-i văd slujiți și aduși la Hristos. Pentru că am curajul să le spun și adevărul, deși știu ce va urma. Știu ce va urma. Dar ăsta este prețul, dragii mei, să le spun adevărul în dragoste, chiar dacă adevărul doare. Pentru că numai adevărul te face slobod. Pentru că nu doresc să-i leg de mine, vreau să-i las să zboare, să-i leg de Hristos. Și pentru că de dragul lui Hristos și a mântuirii lor, sunt gata să iau lucrurile de la capăt. Chiar dacă a fost o ceartă, o neînțelegere, lucrurile n-au fost rezolvate, întind mâna
și calc peste mândria mea ca să facem un pas mai departe. Copilașii mei, spuneți cu mine, pentru care iară simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Dragii mei, noi am fost lăsați aici cu un mandat ca și Pavel. Am fost lăsați aici cu un mandat ca și Pavel. Noi și ai noștri să ne prezentăm înaintea scaunului judecate al lui Hristos, mântuiți prin sângele Lui. Noi și cei între care ne-a pus Dumnezeu. Și de aceea trebuie să luăm lucrurile de la capăt, nu le putem trânti de pământ. Scriptura spune cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin.